regăsit, nu, dragilor. Nu, nu, nu. Bine, i-a regăsit. Exclus. Exclus. Nu se potrivesc. Nu este piesa lor. Dar care e totuși povestea? Suntem în Frankfurt. Prezentăm la acel, mă rog, show. Prezentăm o mașină electrică cu foarte mult cai putere. Deci care dintre voi face prezentarea pe care să întreb? Cum sună prezentarea? Eu fac prezentarea, bineînțeles, Silica. Și tu ce faci? Stai de manechin? Eu sunt un fel de asistent. Este coprezentator. Da. A, deci sunt... Bine, să auzim, exact, Nadina. Exact. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute Abend möchten wir Ihnen das beste Auto vorzeigen. Das Auto ist wie ein Sturm. Es ist fantastisch. Und es hat 1000 PS. Und ganz, ganz, ganz viel Stil. Kaufen Sie jetzt. A fi ceva de șnițel, că nu, n-am, Sturm n-am, este ca o furtună, dragă. Sturm înseamnă... Das Wagen ist, mașina asta e ca o... Ca o furtună, da, furtună, pentru că este pe electrică. Are 100 de cai, 1000 de cai putere. Dacă și s-o cumpere, așa are foarte mult stil și s-o cumpere acum. Da, dar noi n-ai zis nimic în prezentarea asta. Nu, n-ai zis. De mașină, de mașină. Și a prezentat calități. Dacă n-ai zis șnițel sau strudel, m-a pierdut. Degeaba. Cum ai zis de șnițel? Storm, furtună. Un storm de șnițele, mare. Ce noroc avem cu regele soare. Irina, Tobi? Da, Nadina, un pic te-ai... Dar ce făceai eu, Irina, că nu erai atent aici? Am vorbit ceva mai devreme, da, și păi eram, prinsă, tu cu Tobi. Eram prinsă în discuția. Mm-hmm. Despre ce? Despre muzică. Ah, muzică, bine, am crezut altceva. Bagă-ți mințile alea în cap, fetițo. Încerc, Moris, dar ele explodează singure. What? Deci? Da, Nadina, puteai să faci mai mult, având în vedere că ne-am obișnuit să vii cu mai mult. E simplu din punctul meu de vedere și machiajul acesta nu te avantajează, părerea mea. Îți dă ceva aspru la față, nu te avantajează. Să mergi mai mult pe natural, măcar ai schimbat culoarea din albastru. Nu mai vreau să fiu nașă, din albastru pe negru. Am fost prea mult timp nașă. Așa mi se pare. Sandalele mie nu-mi plac. Eu nu le-aș purta. Dar lui Tobi plac? Ia, Tobi, ce zici? Nu prea. Nu-ți plac? Sincer, 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 nu prea. Nu e țuț? Nu e țuț. Nu e țuță sa. Est-ce qu'on se mange, non? Ça se mange. Ce se mange? Se mange, pas mange, mange. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Pur și simplu, c'est pas bon. C'est pas bon. Da, nici topul. It's nice, ideea de strălucire este... Intenția e bună, dar piesă... Nu, putea mai bine. Da. Da. Ce tot vorbeai acolo, Radu, că te-am văzut că vorbeai? Este un compliment, care probabil nu o să sune un compliment, dar vă jur că este un compliment. Este un machiaj de tip Marilyn Manson. Da, este un compliment. Este fix, ne place maxim. Este un compliment, dar nu pentru persoanele în cauză. Așa că, da, este un mare compliment. M-ai înțeles, tu m-ai înțeles. Da. Ai vrut să fii drăguț, Radu? Nu ți-a ieșit. Sau sincer am fost. Am fost sincer, atâta. Mulțumesc tare mult. Hai să ascultăm analiza stilistică, dragilor, în fața juraților, vă rog. Nadinet, sticlet, șupet, golet, gonet. Ca să zic așa, dragă, îmi place mai mult ținuta lui. Ok. Păi cum ok? E, da, ok. Totuși de bine. Ce-i cu sandaleta? Măi, sandaleta ar putea să aibă ceva pe vechi, dacă ai avea și tu ceva pe vechi, dar să fi dus în vechiul ăla. Vechiul că n-ai dus-o nici în vechiul ăla, n-ai dus-o nici în nouul ăsta, ai dus-o neducând-o. 1, 2, machiajul. C'est pas pour toi. Da. Oui, adică apropozitiv. Apropozitiv. Nu este pentru tine nici machiajul, ținuta ta, nu-mi place Nadina, te-ai schimbat stilistul, nu știu ce se întâmplă cu tine. Și doi, asta apropo de ce, că tot am deschis discuțiile astea cu Bianca. Acum vii și te întreb vis-a-vis de Imagine Dragons. Nu, deci păi eu am vrut să pun foarte multe comentarii din mediul online rele, sau mă rog negative, pe mâinile mele ca accesorii și pe cele pozitive pe mâinile lui. Și
toată povestea era, mă rog, legată de chestia asta, de dualitatea între bine și rău și de cum faptul că eu îmbrățișez cum ar veni tot ce este rău și încerc să fac ceva pozitiv din el. Asta era și Natural este o melodie, mi se pare că versurile mi se potriveau și era și mai în forță, așa. Dacă te-ar auzi oamenii ăia săraci, eu cred că s-ar chinui puțin, nu, mă rog, mă abțin. Nu-mi place ținuta ta, Nadina, așa cum a spus Moris, îmi place ținuta lui. Mulțumesc! Aha. Drago! Cristina, dar ce-ți permiți, Cristina? Te ignor! Ai avut cea mai bună gală, nu fi ipocrită, te rog frumos. Eu știu pe Nic. Îl știi pe Nic? Deci tu l-ai cunoscut înaintea Nataliei. Da? Nu, eu nu vreau să fiu comparată cu Nadina. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, in dieser Nacht wir haben ein Mädchen und ein Herr, aber die Mädchen, es ist ohne Styling. În traducere liberă, doamne, dar vă știți că la montaj nu vorbește nimeni germană, adică o engleză mai... Doamne și domnule, în seara asta avem o fată și un băiat, dar fata este fără stil, ohne Style. Băiatul, ca să vorbim pe românește, că ei am vorbit în germană, ca să înțeleagă acolo de la Tübingen, dragă, băiatul, în schimb, arată foarte bine. Dragă, și-au bătut joc de mine la Berlin, oricum crunt, m-au târnosit, m-au umilit, eu nu vorbesc germană, Ilinca. Da. Și mă plantasem strategic la Cafe Mite în față, vis-a-vis de hotelul unde stăteam, mă plantasem strategic, erau albine, Ilinca, am crezut că nebunesc, și lătram în germană la toți cetățenii, pentru că eu întrebasem inițial, dar cum se spune, dar spuneam prost. Și tu cum urlând spuneai? În tot cafe mitele. Tu cum spuneai? Ich möchte eine Langzeitbeziehung. Ce înseamnă asta? Mi-aș dori o relație de lungă durată. Am zis bine? Am zis bine? Am pronunțat bine măcar? Așa. Dar un pic, dar ce trebuia să spui de fapt? Asta voiam să spun, dar credeam că nu pronunț bine pentru că se uitau cetățenii cu bănuială la mine. Păi se uitau cu bănuială, mesajul nu era probabil. Păi era, ăsta era mesajul pe care eu voiam să-l transmit cetățenilor nemți. Locația era potrivită. Moris, tot este foarte practic acolo și trebuie să pronunțăm foarte așa dur. Ich möchte eine Langzeitbeziehung. O să mai exersez. Calificative? Am zis. Avem. Să le vedem. Of, Nadinea. N-ai fi la astea. Tu da. Mulțumesc. Da, măi, același lucru te pot să spun și eu. Păi da. Eu cred că l-aud pe Nadina tot timpul. Săptămâna asta că am căutat Nadina. Nadina. El da. Încercăm. Tu? No. Nu. Dar uite că Nadina are prezență de spirit. Mulțumesc. E puternică. A demonstrat asta până acum. Hai să vedem dacă o demonstrează în continuare. Vorbește cu cei de acasă. Nadina mi-a demonstrat că deja este o câștigătoare. Dacă și pentru voi... Mamă, m-am încurcat. Dar cine ți-a dat de învățat, vreau să știu, Nadina? Votați 8 la 1206. Nu, lasă-mă să spun de la capăt. Dragi telespectatori, dacă... Nu, nu mai pot spune. M-am emoționat, m-am topit. Hai, Alinca, poți să ajut eu, ce vrei să transmiți? Hai, mă, poți. Ai fost prea demonstrat. Ție ți-a demonstrat că e câștigătoare, dacă și pentru cei de acasă... Dacă și pentru cei de acasă este o câștigătoare, votați 8 la indicat... La 1206. Hai, că ți-a ieșit, măi, Alin, bravo! Da, mulțumesc!